Vânzările de medicamente de răceală, durere, dar și produsele de imunitate au explodat. 374 de milioane de cutii de pastile au cumpărat românii de la începutul anului și până acum. Producătorii români de medicamente atrag atenția că această goană după provizii medicale, numită stocuri de panică, ar putea goli rafturile farmaciilor până la sfârșitul anului. V-ați făcut stocuri de medicamente până acum? Parțial, sigur că da, din medicamentele uzuale. Decasept, aspirină, paracetamol. Merg pe vitamina C mult, iau preventiv, pentru că trebuie să ne tratăm de bolile care ne invadează. Am luat niște plicuri de Fervex, am luat ceva paracetamol, din astea așa. Cu gândul la răceala de toamnă, la virozele din iarnă și speriați de noul coronavirus, oamenii au mers pe principiul mai bine previi decât să tratezi. Iar asta se vede și în cifre. În primele 8 luni din anul pandemiei au fost vândute 374 de milioane de cutii de medicamente. Pe primele locuri în topul celor mai căutate medicamente se află nurofenul, parasinusul și paracetamolul. Dat fiind consumul de primăvară, când dispăruse paracetamolul, dacă mai țineți minte, este clar că acest medicament s-ar putea să dispară și toate medicamentele care sunt recomandate în schemele de tratament. La începutul anului, farmaciile din România nu au avut săptămâni întregi medicamente pentru tratamentul tiroidei, diabet sau pentru hipertensiune. Ei nu au eliberat eutiroxul pe bază de rețetă, a fost la liber și toată lumea când a auzit că se vor elimina de pe piață. Atunci au făcut stocuri. Ministerul Sănătății a cerut spitalelor din România lista cu necesarul pe următoarele luni, însă nu avem o centralizare până în prezent. Cert este că și medicamente vitale în tratamentul COVID-19 sunt acum pe terminate. Dacă nu am fi foarte atenți cu administrarea lor foarte repede săptămâna aceasta, să le dăm strict pe indicație conform protocolului de tratament. România a primit recent de la Uniunea Europeană 4.000 de doze de Remdesivir, unul dintre cele mai bune medicamente în tratamentul formelor grave declanșate de noul coronavirus. O a doua tranșă a acestui medicament antiviral folosit pentru pacienții internați la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a ajuns azi noapte. Este vorba despre 100 de doze care au fost aduse de un echipaj al ISU Timiș.